Un aspect important, valabil începând cu anul 2016, este faptul că în registrul național al adopțiilor este inclusă secțiunea privind copiii greu adoptabili, în care sunt incluși acei copii pentru care în termen de 9 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de adopție nu s-a reușit inițierea potrivirii practice, sau acei copii pentru care în termen de 9 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de adopție, deși a fost inițiată etapa potrivirii practice, aceasta a eșuat, sau acei copii pentru care în termen de 9 luni de la aceeași dată a rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de adopție, deși a fost pronunțată o hotărâre de încredințare în vederea adopției, această hotărâre a fost ulterior revocată. De asemenea, sunt incluși în această listă și copiii care, timp de 3 luni consecutiv, nu au fost potriviți cu nicio familie adoptatoare atestată. Copiii greu adoptabili din listă au fiecare câte un profil care conține o fotografie actuală a copilului sau o imagine reprezentativă aleasă împreună cu acesta, precum și următoarele informații despre copii: prenumele copilului, județul de domiciliu al copilului, vârsta copilului și, dacă vârsta cronologică este diferită de vârsta de dezvoltare, descrierea succintă a nevoilor de sănătate emoționale, educaționale ale copilului, precum și principalele trăsături de personalitate și interesele, abilitățile, aptitudinile copilului.